Astăzi vom vedea cum putem pune niște logo-uri custom pe unitățile Medal of Evolution 3 cu ajutorul unui script. Acest script l-am găsit pe un forum, de fapt pe un grup de Facebook din Franța, dedicat unităților Medenav. Aveți aici un link. Și autorul spune că acest script funcționează și cu Medenav 3 și cu Medenav 4. Eu n-am cum să testez Medenav 4, dar am testat deci pe Medenav 3 cu versiunea, spuneam, 1.0.15.3, care se găsește pe Dacia Spring. Putem teoretic să punem ca logo de boot orice imagine dorim noi, dar trebuie să fie în format până că acesta este una din condiții și să aibă o dimensiune de 800 cu 480 de pixeli, pentru că aceasta este rezoluția display-ului de la Medenav. Putem chiar mai mult de atât, putem pune mai multe astfel de logo-uri și apoi le selectăm din Micro Manager, de aici de la CarMaker. Acest README o să-l găsiți și în română și în engleză, într-o arhivă în descrierea clipului. Deci tot ce vedeți aici veți găsi într-o arhivă. Ce avem de făcut? Deci avem nevoie de un stick formatat FAT32 și în el trebuie să copiem aceste foldere, Autorun, bootlogo și bootlogo backup. Deci aceste trei foldere le copiem pe un stick FAT32. Aici în share-ul Autorun este de fapt scriptul care face toată treaba. Aici în bootlogo punem logo-urile care vrem noi să le suprascriem și în bootlogo backup scriptul va face o copie de backup al logo-urilor existente deja pe Medenav și apoi le va suprascrie cu ce există aici în bootlogo. Da, deci a treia condiție, în afară de formatul PNG și dimensiunea acelor poze de 800 cu 480 de pixeli. A treia condiție este să respectăm una din aceste denumiri. Pentru că doar așa le vom putea activa și ne putem juca cu ele cu Micro Manager, adică să selectăm oricare din acestea. Eu am creat aici în același folder, în aceeași arhivă o să găsiți și trei, să zic așa, logo-uri custom cu brandingul nou Dacia. Avem una cu logo, avem una cu sigla și una cu sigla și logo. Hai să zicem că noi vrem să punem pe aceasta în loc de cea default Dacia și pe aceasta în loc de cea Renault default. Așa că hai să le copiem pe aceste două și mergem pe stick în boot logo și le punem aici. Ok, deci cum am zis, prima o să o denumim Dacia și a doua o să denumim 8480 Renault. Deci trebuie neapărat să fie denumirile exact așa cum le vedeți aici în README. Acum o să mergem la mașină și să continuăm instalarea și apoi să vedem, vă spuneam cu Micro Manager, cum putem jongla între aceste două loguri instalate de noi. Da, acesta este stick-ul pregătit. Hai să-l introducem în Medenavul oprit și să punem contactul ca să pornească și să ruleze scriptul. Eu, bineînțeles, că mi-am făcut deja un logo custom. L-am locuit pe cel default, aceea cu brandul canalului. Da, și aici așteptăm un pic, nu știu, 30 de secunde măcar, ca să fim siguri că s-au copiat fișierele. Ok, și acum hai să scoatem stick-ul și să-i dăm un restart. Da, și acum ar trebui să avem logo Dacia. Ar trebui să avem fișierul care l-am pus noi cu numele Dacia ca boot. Durez un pic. Da, și vedeți că avem acum Dacia. Și ca să jonglăm, adică să selectăm celălalt logo care l-am pus cu numele de Renault, am aici un alt stick cu acel MKM test pentru Micom. Și hai să vedem și chestia asta. Hai să lăsăm să termine.
Dacă nu știți despre ce e vorba, o să găsiți în colțul din dreapta în sus un link către tutorialul de MICOM pentru 1.0.15.3. Așa, mergem la versiune de sistem. Și aici codul este 0677 3115. Așa, MICOM test. Așa, și aici la CarMaker vedem, deci acum este pe Dacia și noi trebuie să dăm pe numele a cărei fișier l-am pus ca Renault. Adică dăm Renault. Apoi mai apăsăm încă o dată pe buton ca să-l selectăm, să-l activăm de fapt. Așa, mai dăm o dată și apoi dăm un hard reset. Și acum așteptăm. Și ar trebui să avem activat celălalt logo, celălalt fișier pe care le-am pus noi cu numele de Renault. Da, și acum avem doar sigla. Da, deci așa se pot selecta logo-urile instalate de noi cu MICO Manager. Eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.